Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Andreea Bereclanu, bun găsit la Focus. Să vedem cele mai importante știri de astăzi. Un bărbat din Roșiorii de Vede a fost snopit în bătaie de membrii unui clan interlop din Telorman pentru simplul fapt că a refuzat să-i tundă. Agresiunea a fost filmată. Guvernul a amânat ordonanța care aloca fonduri pentru înființarea și dotarea centrelor de vaccinare și plata celor care vor lucra acolo. CCR a decis, pensiile trebuie să majoreze cu 40%, nu se va întâmpla însă asta, nu sunt bani, spune premierul Câțu. Interlopii continuă să facă legea în multe zone din țară. Imagini de o violență fără precedent au fost filmate în Roșiorii de Vede. Patronul unei frizerii din oraș a fost snopit în bătaie de membrii unui clan interlop din Telorman. Vă avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Victima susține că cei care l-au bătut, membrii ai clanului Buse, se programaseră la tuns, însă nu au venit la ora stabilită, ci aproape de ora închiderii. Când au fost informați că au ajuns prea târziu, au devenit violenți. Bărbatul bătut a depus plângere la poliție, dar a fost și la serviciul de medicină legală, pentru expertiză medico-legală. Rezultatul însă l-a uimit. Medicii legiști au stabilit că acesta nu necesită absolut nicio zi de îngrijiri medicale, deși pe imagini se vede că a fost lovit violent. Clanul Buse este cunoscut în județul Telorman pentru nenumăratele reglări de conturi și cămătărie. Un nou scandal cu un medic fals a izbucnit în România, de această dată chiar într-un spital de stat. Timp de 20 de ani, o femeie s-a dat drept psiholog și a tratat 10.000 de pacienți fără să aibă o diplomă. Andreea Cercel are detalii despre acest caz absolut șocant. Andreea, bună seara! În ce spital lucra femeia? Bună seara, Andreea. Femeia s-a angajat în 1999 la Spitalul Județean din Târgoviște. La angajarea aceasta a depus un dosar, o diplomă de licență falsă, care atesta faptul că a absolvit studiile unei instituții de învățământ superior și că poate exercita profesia de psiholog. În realitate însă a făcut doar 2 ani la o facultate privată din capitală, nu a trecut de examene și a fost exmatriculată. Conform procurorilor care audiază cazul, femeia nu doar că a consultat pacienții din spitalul din Dâmbovița, ce a fost inclusă și în comisia de expertiză medico-legală psihiatrică. Aceasta este acuzată că a încasat ilegal din spital peste 370.000 de lei în doar 8 ani de zile. În prezent, femeia se află la audieri la sediul parchetului de lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și este acuzată că pentru înșelăciune, dar și pentru exercitarea ilegală a unei meserii. Andreea? Andreea, mulțumesc! Doi bărbați și-au pierdut viața într-un accident care a avut loc în pasul Mestecăniș. Aceștia se aflau într-un microbuz care s-a răsturnat într-o curbă. Din primele informații, în mașină se aflau 8 persoane care plecau la muncă în Franța. Într-o curbă periculoasă, în coborâre, mașina a derapat, s-a învârtit pe carosabil și s-a răsturnat pe sens opus pe partea dreaptă. Cei doi pasageri care au murit de 48, respectiv 58 de ani, au fost prinși practic între mașină și carosabil, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva. Tot în această dimineață, în localitatea Roșcani din județul Galați, 6 oameni au fost răniți după ce un șofer de autocar, care avea și remorcă, a intrat într-un cap de pod. Pasagerii au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportați la spital. Curtea Constituțională a României a decis că majorarea cu 40% a pensiilor este constituțională. Asta nu înseamnă însă că pensiile vor crește cu acest procent. De ce anume, aflăm în câteva momente. Cel de-al doilea tip de vaccin anticovid produs de Moderna a ajuns în această dimineață la Institutul Cantacuzino din capitală. 14.000 de doze vor fi distribuite către centrele de vaccinare din țară. Andreea Neacșu ne aduce toate informațiile. Andreea, bună seara! Ce știm despre acest tip de vaccin? Bună seara, Andreea! În primul rând, vaccinul Moderna se administrează în 2 doze la interval de 28 de zile pentru persoanele care au împlinit deja vârsta de 18 ani. Aceasta fiind și una dintre diferențele dintre cele două tipuri de vaccin, pentru că cel de la Pfizer se administrează tot în 2 tranșe, însă la un interval de 21 de zile și pentru persoanele care au împlinit 16 ani, așadar pentru un număr mai mare de persoane. Cele două tipuri de vaccin au și asemănări și mă refer aici la eficacitate. Pfizer are o eficacitate de 95%.
5,5%, în timp ce Moderna de 94,1%, așadar mai puțin de 1%. Tranșa de 14.000 de doze a sosit în această dimineață pe cale terestră pe la Vama Nădlac 2 și a ajuns în capitală la Institutul Cantacuzino, acolo unde vor fi depozitate dozele de vaccin și mai apoi redistribuite către centrele regionale. Tot astăzi, autoritățile au dat un nou bilanț pentru infectările cu COVID-19. Au fost raportate 4.424 de cazuri noi de infectare pentru 28.000 de teste PCR și alte peste 4.000 de teste rapide. Au fost raportate tot astăzi și 88 de decese, iar în secțiile de terapie intensivă se află în continuare internați peste 1.000 de pacienți, mai exact 1.081. Andreea? Andreea, mulțumesc. Campania de imunizare naște numeroase dezbateri și controverse. O poziție fără precedent a venit de la un medic de familie din Călăraș, care și-a anunțat pacienții că îi va elimina de pe lista lui dacă nu se vaccinează anticovid. Cătălin Petrencic a explicat că nu vrea să colaboreze cu cei care nu au încredere în recomandările lui. Asociațiile de pacienți spun că este inacceptabilă decizia medicului și îl atenționează că vor lua măsuri dacă nu se va răzgândi. Anunț public de acum că toate persoanele înscrise la mine care refuză vaccinarea anti-COVID-19 vor fi scoase de pe lista mea de medic de familie. Este de neacceptat să continui colaborarea cu pacienții care nu cred în recomandările pe care le fac. Acesta este anunțul medicului de familie care a atras atenția opiniei publice în mediul online. Reprezentanții asociațiilor de pacienți din România au anunțat că vor lua măsuri în cazul în care Cătălin Petrenciuc va refuza să mai trateze pacienții care nu se vor vaccina. Ceea ce dumnealui propune să facă chiar încalcă legea drepturilor pacienților, pentru că pacientul are dreptul să-și exprime consimțământul la modul informat cu privire la orice intervenție medicală. Este neetic, este nedeontologic, este ilegal, este discriminatoriu. Dacă domnul doctor își va menține în continuare decizia și chiar o va pune în aplicare, aveți în vedere inițierea vreunui demers în cazul acesta? Categoric da. Mai ales că, așa cum au anunțat autoritățile din România, vaccinarea anticovid este voluntară. Eu aș vrea să spun că milităm pentru dreptul la liberă exprimare și la alegerea fiecărei persoane în parte, dacă dorește sau nu să se vaccineze. După cum știm, vaccinarea este voluntară, nu este obligatorie, este gratuită, așa încât orice persoană care la un moment dat dorește să se vaccineze poate să facă acest lucru. Vineri va începe cea de-a doua etapă de imunizare, în care vor intra persoanele cu boli grave, cele peste 65 de ani și lucrătorii din domeniile cheie. Guvernul a amânat adoptarea ordonanței de urgență necesară pentru înființarea și dotarea centrelor de vaccinare, precum și pentru plata personalului medical implicat. Premierul Florin Câțu susține că amânarea nu va afecta campania de vaccinare și că înainte dorește să vadă cât va costa această operațiune. Asta deși peste doar două zile începe cea de-a doua etapă a vaccinării, iar unii primari au spus că nu au suficienți bani pentru a finanța dotarea centrelor. Premierul spune că ordonanța privind finanțarea centrelor de vaccinare ar trebui să fie elaborată până vineri. Florin Câțu a declarat însă că trebuie să fie stabilite criterii clare, astfel încât costurile să nu fie supraevaluate. Au fost situații în trecut când nota de plată a fost puțin supraevaluată, să spunem așa, în unele situații, și atunci vreau să mă asigur să fie foarte clar că avem criterii clare prin care se definesc aceste cheltuieli. Ceea ce vrea să spună premierul este că guvernul va deconta cheltuielile făcute de administrațiile locale după ce acestea se vor descurca singure cu tot ce înseamnă costuri pentru centrele de vaccinare. În lipsă de alte soluții, patronii de spații au sărit în ajutorul autorităților locale. La Timișoara, patronul unui centru comercial a pus la dispoziție un spațiu care va fi dat în folosință de la jumătatea acestei luni. Asigurându-se respectarea cerințelor stabilite de către Direcția de Sănătate Publică Timiș, cu accese din exterior, astfel încât fluxurile de persoane care apelează la acest centru să nu se intersecteze cu cele din ale cumpărătorilor. Și la Cluj, mai mulți patroni au vrut să vină în ajutorul autorităților, astfel că au pus la dispoziție gratuit sălile goale pe care le-au putut folosi în timpul pandemiei. Datorită faptului că și poziționarea noastră este una foarte centrală în inima Clujului, și de asemenea și clădirea și suprafețele ne permit.
Din cei aproape 3.000 de metri pătrați cât are acest spațiu, aproape 800 vor putea fi folosiți gratuit de către autorități. Practic, suprafața va fi transformată în centru de vaccinare provizoriu, asta pentru că majoritatea clienților din acest spațiu îl folosesc ca o alternativă a muncii de acasă. Peste două zile, România trece la următorul nivel al campaniei de vaccinare. Etapa a doua, în care vor fi vaccinate mai multe categorii de persoane, va curge în paralel cu prima, cea în care se imunizează cadrele medicale. Până acum, peste 150.000 de angajați ai unităților medicale de stat și private au primit prima doză de vaccin. Numărul celor care au ales să se vaccineze diferă însă. Dacă la Spitalul Victor Babeș din Timișoara, peste 95% dintre angajați au ales să se imunizeze, la Brașov au fost convinși să accepte vaccinarea aproape 50%. Nu ca fi cazul, dumneavoastră știți foarte bine ce înseamnă vaccinarea și ce înseamnă protocolul de vaccinare. O să vă spun în două cuvinte, o să fie o începătură scurtă, dacă simțiți ceva în timpul injecției, spuneți. Așa a început pe 27 decembrie prima etapă a vaccinării la Spitalul Victor Babeș din Timișoara. În doar două zile, câteva sute dintre angajații unității sanitare au fost imunizați. Procentul a ajuns acum, cu câteva zile înaintea administrării celei de-a doua doze, la peste 95%. A fost o muncă de informare. Comisia, am făcut o comisie de vaccinare pe instituție și această comisie s-a implicat activ la nivelul colegilor, răspunzându-le la întrebări și împrăștiind aceste temeri ale lor. Ați văzut, prima vaccinare am avut o marjă undeva la 80 sau 85%. Colegii ceilalți care mai erau nehotărâți, văzând că numărul de reacții adverse este minim sau chiar deloc, au decis să se vaccineze și ei. Medicii timișoreni spun că există două soluții pentru a trece de această perioadă. Fie prin imunizare prin vaccinare, fie printr-o imunizare de turmă, care însă va duce la o creștere accentuată a numărului de cazuri de COVID-19 și implicit la mult mai multe decese. Vaccinul este sigur, oferă o protecție de 95% după rapel și este soluția cea mai sigură ca să depășim acest moment și de ce nu să încetinim sau să blocăm valul 3 dacă ne vom mobiliza toți. În Brașov, per total, rata în ceea ce privește vaccinarea în rândul personalului medical este medie. Totuși, a existat o reticență în ceea ce privește personalul auxiliar. La Spitalul Județean din Brașov, doar 45% din personalul medical s-a vaccinat până la această oră, deși inițial erau înscriși aproximativ 65%. Cei care au refuzat vaccinarea sunt din rândul celor care au invocat motive medicale și cel mai probabil vor aștepta tura a doua de vaccinare. Procentul celor care au acceptat vaccinarea în prima fază diferă însă de la județ la județ. Duminică va avea loc rapelul în cazul cadrelor medicale care au primit prima doză de vaccin pe 27 decembrie. Cu alte cuvinte, duminică vor primi o a doua doză de vaccin. Va mai trebui însă să treacă o săptămână pentru ca eficacitatea vaccinului administrat să fie completă. Pentru Focus, de la Timișoara, Ovidiu Vărădeanu, Prima TV. Deși niciun lider politic nu s-a vaccinat anticovid până în acest moment în România, președintele Klaus Iohannis nu consideră că acest lucru a afectat încrederea oamenilor în vaccin. În prima etapă s-a imunizat doar personalul medical, dar etapa a doua începe vineri, zi în care chiar șeful statului se va vaccina public. Dacă în unele țări liderii politici au vrut să dea un exemplu populației și să se vaccineze primii, în România autoritățile au ales ca cei din sistemul medical să fie imunizați mai întâi. Nu credeți că prin decizia de a nu vă vaccina în prima etapă, tocmai ați sporit neîncrederea în populație, o populație și așa reticentă la vaccin? Nu cred că s-a produs nicio neîncredere. Dimpotrivă, decizia a fost și am participat la această decizie să fie vaccinat în primul rând, în prima etapă, personalul medical. În ceea ce privește propunerea Greciei de a fi impus un certificat de vaccinare în baza căruia cetățenii din Uniunea Europeană să poată călători fără restricții, președintele a declarat că nu este de acord. Prin asta s-ar crea un cadru de discriminare care este pur și simplu inacceptabil. Trebuie să existe un certificat de vaccinare, însă el trebuie folosit pentru motive medicale. Persoana care primește un certificat știe când a primit prima doză de vaccin, îi se scrie acolo când va primi a doua doză de vaccin.
Pentru că sunt oameni care nu au încredere în vaccin, șeful statului și-a exprimat dorința ca cei care conduc campania de vaccinare să aducă oamenilor mai multe argumente medicale și științifice. Bugetarii au ajuns la capătul răbdării și ies zilnic în stradă după ce ieri sindicaliștii din sănătate au protestat în fața prefecturilor din marile orașe. Astăzi a venit rândul celor din MEAI și din direcțiile de asistență socială să strige nemulțumirile față de plafonarea salariilor la nivelul celor din decembrie 2020. Oamenii anunță că vor manifesta în fiecare zi de miercuri în următoarele două luni. Înarmați cu vuvuzele și pancarte, angajații din sectorul public au protestat în fața Ministerului Muncii timp de două ore. Lucrez în protecție socială. Anul trecut s-au promis oamenilor care au stat în carantină împreună cu beneficiarii, li s-au promis indemnizații pentru perioada de carantină. Li s-a promis, dar nu li s-a dat. Agenții de la poliția rutieră spun că salariile pe care le primesc nu pot asigura un trai decent. Un salariu mediu ar fi cuprins între 3.000 și 4.500 de lei. În cazul meu, destul de greu, deoarece nu sunt din București, nu sunt din Ilfov, sunt din Craiova. Locuiesc cu chirie. Compensația de chirie, din păcate, e raportată la anul 2009. Să plătești chirie în București, compensația pe care mi-o acordă ministerul, respectiv 380 de lei, e dificil. Suntem nemulțumiți de înghețarea salariilor, așteptam de la ministru Câțu să manifeste profesionalism, pentru că a zis că va avea un guvern de profesioniști, așteptam de la profesioniști să găsească soluții, să creeze locuri de muncă. Premierul a reamintit sindicatelor că România nu se află în situația de a oferi majorări de salarii. Când s-a putut, bugetarii au primit. Acum însă nu e cazul. Repet, România a trecut crește, salariile au crescut, deși a fost o perioadă de recesiune, de scăderea economiei, nu de recesiune, pentru că am evitat recesiunea tehnică. A fost o perioadă dificilă, o perioadă de criză economică, cea mai mare criză economică din ultima 100 de ani și totuși salariile în România au crescut cu aproape 8%. Domnule președinte, domnule Câțu, nu asta e, plecați acasă dacă nu sunteți în stare să porniți economia. Proteste similare au avut loc simultan în mai multe orașe din țară. Românii care călătoresc de acum în Anglia trebuie să arate la intrarea în țară un test negativ efectuat cu maximum 72 de ore înainte, dar și să intre în izolare. Totuși au posibilitatea să iasă mai repede din carantină. Cum pot face asta, vă spun în câteva clipe. Guvernul primește o lovitură grea, CCR a decis că majorarea cu 40% a pensiilor este constituțională. Cu mai multe detalii vine colega mea Cristina Filip. Cristina, ce schimbă decizia CCR? Se vor majora sau nu pensiile? Bună seara, Andreea! Cel puțin pentru moment, pensiile nu vor fi majorate cu 40%, așa cum și-au dorit social-democrații. Astfel că, deși CCR a stabilit că este constituțional amendamentul prin care pensiile urmau să crească cu 40%, iată că decizia vine deja prea târziu ca să mai poată produce efecte. Legea va fi trimisă către președintele țării spre promulgare, însă șeful statului o poate trimite înapoi în Parlament pentru reexaminare. Dacă se va întâmpla acest lucru, cel mai probabil noua majoritate din legislativ va elimina această majorare de 40% și va introduce acea majorare de 14% pe care a votat-o guvernul PNL încă de anul trecut. Vă reamintesc faptul că în urma rectificării bugetare care a fost făcută la finalul anului trecut, legislativul a adoptat și un amendament al socialdemocraților care urma să majoreze pensiile cu 40%. Guvernul însă a atacat la CCR această lege, spunând că Parlamentul a ignorat în momentul adoptării și efectele negative pe care le-ar putea avea această majorare asupra economiei și bugetului de stat. Iată că pentru 2021 executivul pregătește în acest moment un buget, așadar rămâne de văzut dacă și cu cât vor fi majorate pensiile. Deși CCR a declarat constituțională majorarea propusă de socialdemocrați, decizia vine cam târziu. Nu mai este timp, nu sunt nici bani. Își permite România în momentul ăsta să majoreze pensiile cu 40%? România nu și-a permis anul trecut. Bugetul se construiește acum.
dar știți foarte bine că nu aceasta este rata. Nu este aceasta doar cu rata inflației, indexarea pentru pensii. Veți vedea exact la momentul în care apare legea bugetului, care sunt sumele alocate pentru pensii. Repet, pensiile au crescut și anul trecut cu 14%. Ministrul Muncii Raluca Turcan dă asigurări că pensiile vor crește la anul cu un procent cel puțin egal cu rata inflației. Efortul bugetar pentru aplicarea acestei legi este unul de aproximativ 138 de miliarde de lei pe an, ceea ce în momentul de față este greu de suportat de către bugetul statului. Guvernul a Ca urmare, în guvernul Orban, noi am decis ca pensiile să crească într-un quantum suportabil care să facă acest proces de majorare sustenabil. Majorarea pensiilor a creat conflicte și controverse în legislativul țării. Parlamentul a votat în toamna anului trecut rectificarea bugetară cu un amendament depus de PSD în care era prevăzută o creștere de 40% a pensiilor. Pentru că o asemenea majorare nu putea fi susținută de bugetul de stat, guvernul Orban a atacat legea la Curtea Constituțională. În timp ce medicii protestează față de plafonarea salariilor, iar pensionarii află că mai au de așteptat ca să-și primească drepturile legale, unii bugetari primesc sporuri de 30% lunar. Este vorba despre angajații din prefecturi care au sporuri COVID stabilite prin ordonanță de guvern. Cu detalii vine Andreea Stan. Andreea, mai exact, pentru ce primesc angajații din prefecturi mai mulți bani? Prefecții spun că acești bani sunt justificați pentru că angajaților au un volum mare de muncă și au cele mai mici salarii din administrație. Mai mult, li se cuvin sporurile pentru că au gestionat două rânduri de alegeri și s-au expus virusului extrem de mult. Există unele prefecturi din țară care au acordat aceste sporuri COVID tuturor angajaților, nu doar celor care intră în contact cu publicul, și aici vorbim inclusiv de angajații de la curățenie. Asta în condițiile în care multe spitale, chiar dacă nu sunt COVID, personalul medical este expus, dar nu primește aceste sporuri. Nu le primesc de altfel nici măcar angajații de la direcțiile de sănătate publică, cei care merg pe teren la anchete epidemiologice sau la testare. La Alba, de pildă, atunci când reporterii Prima TV au încercat să afle ce fel de muncă prestează angajații din prefectură și cât de mult sunt expuși infectării, reprezentanții instituției au declarat că nu pot oferi astfel de informații. La Iași, sporul de 30% îl primesc 15 dintre cei 40 de angajați ai prefecturii. Conducerea instituției spune că nu e nimic ilegal în faptul că oamenii primesc niște bani în plus, mai ales că prin natura meseriei sunt expuși. Pentru funcționarii publici, activitățile au constat preponderent în controle și verificări în teritoriu și la instituțiile aflate în coordonare, în vederea luării la cunoștință a situației epidemiologice și a măsurilor la nivel local. Și la Galați, 39 de angajați ai prefecturii primesc sporul de risc la COVID. Banii se dau, potrivit actului normativ, pentru creșterea volumului de muncă și a riscului de infectare, spun reprezentanții prefecturii. Pe lângă toate acțiunile care au fost pentru combaterea pandemiei, a crescut foarte mult și volumul de muncă. Vorbim de foarte multe videoconferințe, de foarte multe raportări, dar și despre muncă în teren. Vorbim de verificarea centrelor de carantină. În Dolj, doar prefectul și subprefectul nu primesc sporul de 30%. În rest, toți cei 40 de angajați se bucură de bani în plus. Au existat în această perioadă mai multe activități suplimentare comparativ cu anii anteriori și cu perioada anterioară. La Constanța, prefectul spune că salariații instituției au sau au avut interacțiune cu publicul de-a lungul ultimelor luni, așa că sporul COVID este pe deplin meritat. Mă refer la cele două runde de alegeri în care toți angajații au fost implicați prin rotație, precum și activitățile care țin de gestionarea relației cu alte instituții, precum și activitățile legate de lucru la ghișeu și interacțiunea cu publicul. Întrebat care este diferența dintre un angajat al prefecturii și un polițist care este în prima linie și nu primește acest spor, premierul a explicat că toate actele normative în vigoare vor fi analizate. Toți, nu doar prefectura, nu doar Ministerul Afacerilor Interne, Sănătate, Educație, toată lumea este tratată la fel. Referitor la sporuri, salarii și așa mai departe, acestea sunt discuții pentru buget și le veți vedea la momentul când discutați despre buget.
Reprezentanții industriei Horeca cer să fie incluși în etapa a doua de vaccinare. Oamenii spun că ei se află printre persoanele cele mai expuse zilnic infectării cu noul coronavirus și consideră că au fost uitați de autorități. Asta în contextul în care, de la începutul pandemiei, au fost obligați să-și închidă afacerile în repetate rânduri, considerate a fi un factor de răspândire a virusului. Reprezentanții Horeca din Timișoara cer includerea angajaților din acest domeniu în etapele prioritare de vaccinare împotriva COVID-19. Oamenii spun că acesta ar fi primul pas pentru oprirea răspândirii virusului. Oamenii care lucrează în această industrie sunt foarte expuși. Noi nu lucrăm de acasă, nu facem telemuncă, noi lucrăm cu oameni, lucrăm cu furnizori, cu comisionari, facem livrare la domiciliu, avem și oaspeți, așa cât putem, dar avem. Și atunci factorul de risc este foarte mare. Și la Cluj-Napoca, cei din industria ospitalității sunt de părere că trebuie să aibă prioritate la vaccinare. Una din categoriile cu prioritate ar trebui să fie și cea care se referă la personalul din Horeca. În schimb, clienților nu li se pare o idee bună ca accesul în restaurante să fie permis doar celor care se vaccinează. Ce oricum ești purtător și dacă ești vaccinat, din câte am înțeles, așa că mie mi-e tot una că ești vaccinat sau nu ești vaccinat. Cred că într-o societate democratică, chiar și dacă populația se vaccinează sau nu, nu ar trebui să le fie restricționate drepturile. Etapa a doua de vaccinare începe vineri, 15 ianuarie, și include persoanele vârstnice, dar și pe cele din domeniile esențiale, precum telecomunicațiile și educația. Pandemia a pus la pământ traficul aerian. Zborurile către România au scăzut dramatic. În luna decembrie, numărul curselor din statele europene, unde trăiește o parte semnificativă din diaspora, au înregistrat un recul de până la 72%, arată un studiu. Raluca Smaranda a analizat cifrele și vine cu mai multe informații. Bun găsit! Printre țările cu scăderi semnificative ale numărului de zboruri spre România se numără Germania cu -64%, urmează Spania cu -58%, Franța cu -44% și Marea Britanie cu un recul de 32%, arată datele publicate de vola.ro. Din cauza numărului scăzut de zboruri, prețul biletelor de avion a crescut cu aproape 21% pentru perioada sărbătorilor. Astfel, prețul mediu pentru un zbor din Marea Britanie în România a fost de 172 de euro de persoană, o creștere cu 19% față de anul precedent. Costul mediu al unui zbor din Franța a fost în 2020 de 186 de euro de persoană, cu o creștere de 22% față de 2019. Românii care au venit în țara anul acesta din Germania au cheltuit în medie cu 15% mai mult comparativ cu anul trecut, respectiv 168 de euro de persoană. Prețurile pentru cursele dinspre Spania au avut cea mai mare creștere, în medie cu 27% față de anul trecut, iar românii au plătit în 2020 aproximativ 185 de euro de persoană. Norocoșii au putut achiziționa și bilete la preț de chilipir. Cel mai ieftin zbor rezervat anul acesta a fost din Marea Britanie spre România și a costat sub 6 euro de persoană. Pe de altă parte, cea mai scumpă destinație europeană a anului a fost Suedia, unde prețul unui bilet de avion înspre România a costat 835 de euro de persoană, conform studiului citat. Românii care călătoresc de acum în Anglia trebuie să prezinte la intrarea în țară un test negativ efectuat cu maximum 72 de ore înainte, dar și să intre în izolare. Aceștia pot ieși mai repede din carantină dacă efectuează un al doilea test în a cincea zi de la sosirea pe teritoriul britanic și au rezultatul negativ. Cei care vin în Marea Britanie fără un astfel de test riscă amenzi de 500 de lire sterline. Noile măsuri intră în vigoare de pe 15 ianuarie. Președintele Klaus Iohannis și-a dat acordul pentru urmărirea penală a fostului premier Călin Popescu-Tăriceanu. Procurorii îl acuză că ar fi luat mită 800.000 de dolari de la o companie austriacă pe vremea când era la conducerea guvernului. În schimbul banilor ar fi adoptat o serie de hotărâri de guvern care prevedeau plăți în favoarea companiei respective. Fostul premier a transmis că este un dosar făcut de DNA pe considerente politice. Nu este prima dată când DNA cere urmărirea penală a lui Tăriceanu. S-a mai întâmplat în 2019, când Tăriceanu era senator, însă cererea a fost respinsă. Premierul britanic Boris Johnson a avut un atac ieșit din comun la adresa unor adepți ai medicinii tradiționale chineze, pe care îi consideră responsabili pentru răspândirea COVID-19. Criticile vin înainte de sosirea în Wuhan a inspectorilor OMS pentru a identifica sursa virusului. Pe de altă parte, toți cei care sosesc pe calea aeriană în Statele Unite vor trebui să prezinte teste COVID negative. Ucraina se află într-o situație disperată. Nu a reușit să cumpere nicio doză de vaccin și cere ajutorul Uniunii Europene.
Șeful guvernului de la Londra a folosit termeni extrem de duri pentru a blama indirect China pentru apariția și răspândirea noului coronavirus. El a făcut această remarcă la un summit internațional în format online care avea ca subiect protecția naturii. Don't forget that the coronavirus pandemic was the product of an imbalance in man's relationship with the natural world. It originates from whether it's bats or whether it originates from bats or pangolins, from the demented belief that if you grind up the scales of a pangolin, you will somehow become more potent or whatever it is that people believe. It originates from this collision between mankind and the natural world, and we've got to stop it. Medicina tradițională chineză a fost promovată chiar de către președintele chinez Xi Jinping, care a numit-o o comoară a științei antice chineze. Totuși, China a înregistrat astăzi 115 infectări, cea mai mare creștere a numărului de cazuri de COVID-19 din ultimele 5 luni. Explozia de cazuri a apărut chiar dacă autoritățile au decis plasarea în carantină a 4 orașe cu 28 de milioane de locuitori și intensificarea testării populației. Cele mai multe infectări au fost semnalate în apropierea capitalei Beijing. Brazilia a anunțat că vaccinul Sinovac dezvoltat de Beijing are o eficacitate de doar 50,4%. Totuși, acest produs îndeplinește cerințele Organizației Mondiale a Sănătății de 50,38% și este gata de folosire. Situația este dramatică în Brazilia, în special în comunitățile rurale foarte sărace, unde numărul de decese a crescut rapid după sărbătorile de iarnă. Viu uma diminuição do distanciamento social, que a gente já imaginava que isso iria acontecer depois do Natal e Ano Novo. Então junta tudo isso e pode ser que haja sim uma contribuição dessa variante, mas a gente ainda não tem certeza. La fel de gravă e situația și în California, unde spitalele sunt aproape de capacitate maximă. În fiecare zi mor oameni tineri, iar cadrele medicale sunt cu nervii încordați. It's not all of the older generation that are here sick and dying in the hospital. There are a lot of young people. We had a 28-year-old, we had a 36-year-old, we had a 34-year-old that you have to walk their family in here to see them for the last time. And they have young kids. It's such an awful thing. Pe de altă parte, vedetele din fotbal fac gesturi umanitare pentru a stăvili pandemia. Este cazul egipteanului Mohamed Saleh de la campioana Angliei Liverpool, care a donat o ambulanță și 14 cilindri de oxigen pentru spitalul din orașul său natal. De altfel, starul egiptean donează în fiecare an peste 60.000 de lire sterline în scopuri caritabile. Camera reprezentanților decide la această oră punerea sub acuzare a lui Donald Trump pentru incitare la violențe și abuz de putere. Ironia face, subliniază presa americană, că acest pas din procedura de destituire a lui Trump să se desfășoare în sala care a fost invadată exact acum o săptămână de către susținătorii liderului de la Casa Albă. Anterior, politicienii democrați au reușit să voteze invocarea amendamentului 25 al Constituției, prin care președintele poate fi demis. Este a doua procedură de acest fel la adresa actualului președinte după cea din decembrie 2019 și a treia din întreaga istorie a Statelor Unite. Procedura a fost susținută și de aleși republicani, însă nu și de vicepreședintele Mike Pence. Momente dramatice surprinse de o cameră de supraveghere într-o localitate din statul New York. Un avion de mici dimensiuni, doar cu pilotul la bord, s-a prăbușit într-o zonă locuită. Potrivit autorităților americane, pilotul în vârstă de 57 de ani a supraviețuit dezastrului și este internat în spital. Pilotul a anunțat că are probleme la motor și nu a mai putut controla aparatul de zbor. Una din aripile avionului a lovit o clădire în momentul dezastrului, dar nu a mai fost rănit nimeni. Într-un mic orășel din sudul Italiei a început cel mai mare proces al mafiei din ultimii 40 de ani. În fața judecătorilor sunt aduși numai puțin de 355 de membri ai temutei mafii calabreze în 'Ndrangheta, acuzați de crime, tentative de omor, spălare de bani și trafic de droguri. Importanța acestui proces uriaș, care ar putea șubrezi una dintre cele mai temute rețele mafiote, a atras și numeroase forțe de securitate. Acuzații ar fi trebuit să stea în timpul procesului în cuști, dar din cauza măsurilor de securitate sanitară, mulți vor fi audiați online. La începutul anilor 80, un proces similar a avut loc cu membrii mafiei siciliene Cosa Nostra, în urma căruia mulți capi au ajuns după gratii.
Angajații unei companii din Coreea de Sud au inventat o zgardă care le poate arăta oamenilor, prin intermediul unei aplicații, ce stare de spirit are animalul lor de companie. Cât costă dispozitivul și cine îl produce, vă spun după o scurtă pauză. Ne revedem după 3 minute de publicitate. Vești bune pentru proprietarii de câini. În curând pot recunoaște ceea ce le transmit prin lătrat favoriții lor și asta datorită inteligenței artificiale, mai exact a unei zgarde care traduce lătratul patrupezilor. Angajații unei companii din Coreea de Sud au inventat o zgardă care poate detecta 5 emoții canine prin monitorizarea lătratului și al tehnologiei de recunoaștere vocală. Zgarda se numește Pet Plus și le poate spune oamenilor, prin intermediul unei aplicații care poate fi descărcată pe telefonul mobil, dacă animalul lor de companie este fericit, relaxat, neliniștit, nervos sau chiar trist. De asemenea, dispozitivul poate monitoriza activitatea fizică a câinelui și timpul de odihnă al acestuia. Peppers give a dog voice that human can understand. With this device, we humans can understand and communicate better, more accurately, more effectively. Directorul de marketing al companiei care a dezvoltat acest gadget explică modul în care el a fost proiectat și cum funcționează. When dog barks, dog's barking sound will be collected through this device, and then those voice files will be transferred to our main server. And in this main server, our Pepper's unique voice recognition system and algorithm will analyze dog's voice, and then in real time, it was sent back to our application with a different emotional status. So you will see there is a different emotional status, including angry, anxious, and sad, and happy. And then dog owners will instantly realize that how their dog feels. Inginerii sud-coreeni au început să monitorizeze emoțiile canine în 2017. 3 ani mai târziu au conceput algoritmul dispozitivului pe baza a peste 10.000 de probe de la peste 50 de rase de câini. When dog barks, that signifies there's some need for dog. But at the same time, some of dogs doesn't bark. But in that case, still our Pepper's device can be very useful for dog owners because it comes with activity tracker and rest tracker. With the activity tracker, it will show that how much activity has been done based on the calorie consumption analysis. At the same time, the rest tracker show that how much rest dog need or how tired the dog is. Acest dispozitiv a fost deja comercializat online de compania din Asia și costă $99. Piața produselor de îngrijire a animalelor de companie a atins $138 miliarde anul trecut, cu 34% mai mult față de 2019. De asemenea, populația mondială de câini a crescut anul trecut la 489 de milioane de exemplare. Astăzi am avut parte de vreme închisă, cu ploi, lapoviță și ninsori în multe zone ale țării. Pentru perioada următoare, meteorologii anunță frig. Cât de rece va fi, știe colega mea, Marina Nițoiu. Marina, bună seara! Bună seara, Andreea! Bun găsit, doamnelor și domnilor! Da, va deveni deosebit de rece vremea, chiar geroasă pe final de săptămână, în special noaptea și dimineața. Ninsori sunt anunțate în continuare, cel puțin până vineri. Acestea vor fi pe partea nord-vestică a țării și pe la munte. Haideți să vedem cum va fi în această noapte la nivelul întregii țări. Așteptăm atmosferă închisă. Va ninge temporar în regiunile intracarpatice și la munte, unde se va depune un nou strat de zăpadă. Vor fi ninsori și în Moldova, însă mai slabe și se vor înregistra doar izolat. În Dobrogea și restul Munteniei local vor fi precipitații mixte. Temperaturile minime se vor încadra între -8 și 1 grad Celsius, iar izolat vor fi condiții de ceață. Mă opresc aici cu informațiile despre vreme, însă vă aștept după sport cu mai multe detalii. Andreea?